Lupta pentru România se ascute serios. Orban joacă totul pe anticipate și forțează cu ordonanțele de urgență. Dar loviturile cele mai dure pe care le-a încasat în ultimele 24 de ore nu sunt de la opoziție, ci de la aliați. Loviturile care ar putea duce la o răsturnare de situație în actuala criză politică. Astăzi, la Sinteza Zilei, de la 21, cele mai dure lovituri văzute și mai ales nevăzute. Cine pierde? Cine câștigă? De la 21, cine și ce răstoarnă toate calculele? Doar la Antena 3.